Deci nu i-am împiedicat cu nimic să devină astăzi creștini și călugări și slujitori ortodoxi ai bisericii ortodoxe. Anume acest firesc, această naturalețe a tradiției creștinești care învăluie sufletul din pruncie prin dragostea mamei, prin dragostea bunicii, prin purtarea lor de grijă ca pruncul să fie nu numai botezat și miruit de la naștere, ca să primească darul Duhului Sfânt în inima sa, dar și pe tot parcursul creșterii lui, în etapele acestea atât de gingașe ale prunciei, ale copilăriei, în care omul trebuie să simtă toată această dragoste care îl hrănește și îl face să fie om pentru mai târziu și îl învață că legea cea din tâi a vieții este tocmai dragostea, fără de care viața însăși nu ar putea fi protejată și promovată, copilul să fie, spuneam, împărtășit, copilul să fie închinat, copilul să fie învățat cu rugăciunea încă de mic, copilul să prindă dragoste de icoane, să împrumute sufletul său o anumită evlavie, dincolo de orice alte explicații teologice pe care oricum la vârsta sa nu le-ar putea primi, referitoare la existența lui Dumnezeu sau la folosul astfel de obiceiuri. Dar ceea ce nu pricepe inima, simte, ceea ce nu pricepe mintea, simte inima și din această cauză, tocmai acest firesc, această naturalețe a noastră ca și români creștini ortodoxi trebuie păstrată cu din adinsul, mai ales în vremea noastră când, iată, ne confruntăm în societate cu fenomene atât de dureroase cum ar fi, dacă ne referim la copii, copiii străzi, copii abandonați, copii vânduți, copii împrumutați, copii exploatați, dacă ne referim la tineret, familii creștine destrămate după numai 6 luni de căsnicie, cupluri de concubinaje și de căsnicie de propă în care tânărul nu mai este sprijinul și partenerul de viață și împreună jertfelnicul, jertfitorul cu tovarul său pe altarul crucii, dragoste în Hristos. Bine, aici făcând o completare, asta e societatea de consum despre care vorbim noi acum, care trebuie astăzi, prin faptul că societatea de consum este consemnată în Sfânta Scriptură prin cuvintele Mântuitorului destul de drastice. Larg este poarta ce duce la pierzare și sunt mulți cei ce merg pe ea. Iar despre calea cea strâmtă, tot Mântuitorul e cel care spune strâmtă este poarta ce duce la mântuire și puțin trec prin trânsa. Și dacă ne gândim la tot ce s-a enumerat, aici pot să completez și spun un singur lucru. Eu nu mi-aș pune niciodată problema din punct de vedere a necreștinătății noastre ca popor, pentru că inclusiv dacii jertfeau cei mai frumoși feciori în suliți atunci când aveau un război și îl duceau lui Zamolxis ca jertfă, fiind unic Dumnezeu, fiind popor monoteist, și în același timp tot primii mucenici pe care i-au dat popoarele geto-dace, deci la latinizarea și la formarea poporului român de secolul 1, 2 și 3, deci sunt tot la noi pe pământul patriei, deci Sava Gotu, sfință de la Niculițel și așa mai departe, martirii descoperiți la Adam Clisi sau unde s-au mai descoperit. Dar aici vorbim din numărul de mănăstiri, vorbim din numărul de biserici, vorbim din numărul de slujitori, vorbim din vocația bătrânilor care frecventează bisericile, pentru că și ele sunt un pateric al poporului. Deci noi nu putem spune că tot ce poartă camilaf că trebuie scris în calendar. Deci sunt acele mame care au născut până la 16 sau, cum am întâlnit chiar ultima oară, 23 de copii. Și mă întreb, o femeie de genul ăsta nu are loc în rai? Ba, din contră, în cea mai adâncă stare a raiului, prin faptul că trebuie să te gândești numai cât trebuie ca să-i porți pe toți în pântice și să-i dai să sugă, să-i înveți să meargă. Deci e de 10 ori mai mult decât valoarea unei ascultări monahale care te privește direct și personal, și plus că având un îndrumător sau un povățuitor, tu nu ai decât de făcut altceva decât de îndeplinit ceea ce se spune. Dar ea, în calitate de creștină, deci luptându-se cu societatea de consum și cu stilul vieții moderne, deci care este împletit numai cu ușurătate și cu lipsă de sens vieții, deci plăcerea de moment sau, dacă vrei, plăcerea surpriză sau plăcerea de reclamă, deci omul se simte fericit pentru o clipă, nu contează cât durează după aceea timpul sau suferința, deci și ăsta este un război sufletesc. Deci, în primul rând, poporul român a traversat foarte bine această societate și, ca drept dovadă, stau cele trei mari mărturii.
numărul de monahi din mănăstiri, numărul de creștini care vin spre Sfintele Biserici și în același timp numărul de tineri care se îndreaptă chiar spre școlile teologice. Deci dacă stai să iei profesorii de religie, dacă stai să iei preoții tineri, seminariștii și așa mai departe. Deci nu ne punem noi problema că nu s-ar putea trăi în Hristos sau n-am putea trăi o viață fericită. Depinde ce își dorește omul. Unii poate nu își doresc nimic sau unii își doresc totul. Cei care își doresc totul muncesc și unii chiar obțin. Nu vorbim de copiii de bani gata, vorbim de cei care muncesc poftim în străinătate și vin de acolo cu bani și își realizează fie o casă, fie o mașină. Ce gândește omul că este lui necesar la moment? Dar în același timp rămâi mirat că acolo în Occident, între sălbaticii lumii întunecate, deci nu că aia n-ar fi oameni, dar lipsiți oricum de sensul culturii creștine, ei și acolo caută o biserică și acolo întemeiază o parohie și acolo citesc o carte și acolo dau telefon și cer o rugăciune. Deci omul este într-o continuă căutare. Deci rătăcirea evreilor în pustiul Sinai este echivalent cu rătăcirea, este aceeași echivalență cu rătăcirea poporului român în pustiul comunist. Și dacă e să facem o comparație, eu cred că abia acum, după Revoluție, poporul român rătăcește din nou prin pustie, neavând reper ca să treacă Marea Roșie. Deci de-abia acum este nevoie ca, într-adevăr, Moise să le arate direcția și acel Moise nu-i decât Hristos și crucea, pentru că până nu lovește Dumnezeu cu toiagul marea ca să o despice, deci să curmi răutatea în două, binile și rău deoparte, deci omul nu înțelege, să izbesc toți de același rău, îl gustă, îl suferă, îl trăiesc, apoi îl evită, îl ocolesc, iar copiii copiilor lor deja vor fi într-o cărare dreaptă, adică deja bunicii lor vor fi cei mai buni pedagogi, pentru că ei au cunoscut și gustul drogului, au cunoscut și gustul desfrâului și atunci ei știe că fiilor și nepoților nu trebuie să treacă prin așa ceva.